ITM Dâmbovița a efectuat în cursul lunii iulie 96 de controle în domeniul relațiilor de muncă pentru a verifica respectarea legislației în domeniul la angajare în timpul executării contractelor de muncă și la încetarea acestora. Pentru neconformitățile constatate, printre care se numără munca la negru, lipsa evidenței orelor prestate, nerespectarea termenelor de înregistrare a registrului de evidență a salariaților, neacordarea repausului săptămânal, au fost aplicate amenzi în valoare de 57.000 de lei. Au fost identificate în urma controlelor 29 de persoane care munceau fără încheierea contractelor individuale în comerț, confecții textile, recuperarea materialelor reciclabile și prelucrarea lemnului. În acest caz s-au aplicat amenzi în valoare de 30.000 de lei, iar 4 angajatori au fost trimiși către organele de cercetare penală pentru primirea la muncă a mai mult de 5 persoane fără întocmirea documentelor de angajare. Verificarea asigurării condițiilor de muncă din punct de vedere al securității și sănătății în muncă a condus la sancționarea 105 angajatori cu avertizmente și amenzi în valoare de 38.000 de lei. Neconformitățile depistate au constat în instruirea necorespunzătoare a lucrătorilor, lipsa semnalizării la locurile de muncă privind protecția lucrătorilor din punct de vedere al securității și sănătății în muncă. Pentru toate acestea, pe lângă sancțiuni, s-au dispus măsuri de intrare în legalitate. La sediul Inspectoratului Teritorial de Muncă Dâmbovița au fost înregistrate 49 de sesizări, prin care erau semnalate nerespectări ale legislației muncii privitoare la neplata drepturilor salariale, munca la negru, neplata orelor suplimentare și a celor de noapte, toate sesizările primind răspunsul în termenul legal.